Salutare tuturor și bine ați revenit, fraților, la un nou videoclip. De fapt, este un vechi videoclip, pentru că prima parte am făcut-o acum un an de zile, a trecut o grămadă de timp și unul din voi mi-a reamintit acolo mesaje pe Instagram și să facem partea a doua la challenge-ul în care cântăream diferite produse, le dădeam în jumătate fiecare, iar diferența cea mai mică câștiga. Okay. Vă dau un exemplu și o să facem acum și un test scurt. Trebuie să aprindem puțin cântarele, dar la fel cântăresc. Da, asta vreau să zic, chiar dacă el arată diferit, el o să cântărească la fel. Asta mai de... cu eroare ăla. Da, așa că l-aprindem acum. Bun, amândouă sunt pe 0. Ia să vedem Kinder-ul. Odată 38. 38. Și odată 38. Cam aici, da? Deci amândouă cântăresc, da, amândouă la fel. Măsoară la fel greutatea, nu e nicio diferență între cântare. Că nu vreau să-mi iau vorbe că celălalt, la prima parte am avut două la fel, doar că unul s-a stricat din proprie inițiativă, n-a mai vrut să meargă. Așa că avem fiecare câte un produs asemănător. Venim pe rând aici la pupitru. Cu marjă de eroare, cum facem? Ia zi. Păi diferența, de exemplu, dacă eu tai ăsta, el era 38, da? Așa. Dacă eu îl tai și o parte cântărește 12 și cealaltă așa, deci trebuie să minus facem. Și cea mai mică diferență câștig, okay. Înțelegi? Okay. Începem cu ăsta dacă tot l-am avut în mână? Haide. Hai, stai așa, să vedem, să scoți și pe celălalt. Și acum, unde cred eu de cuvință că e jumătatea? Am mai pierdut și aici un gram, vezi? Nu, nici nu cântărește. Ia să vedem. Bun. Odată 20 și odată 18. Deci avem odată, stai așa mă, 19. Stai așa mă, ce s-a întâmplat mai aici între timp? 19 cu 18. 19 cu 18. Deci avem 19 cu 18, diferența e de un gram, da? Da. Așa că treci la pupitru. Și acum vedem dacă eu scot cartinii, dacă fac grame, două am pierdut, cum ar veni. Da, e simplu. Dacă scoți tot unul, lăsăm egal. Sau fac direct eu, cum ar veni. Perfect, vreau să zic. Perfect. Hai, ia de aici. Ești pregătit? Da. Hai să vedem. Facem aici curățenie la locul de muncă, să fii pe zero mare atenție, atât ăsta cât și celălalt. Pe fundul ăsta unul. Unde vrei, eu am tăiat pe masă. Trebuie să ai grijă cum. Mă, ce măsuri, degetul mijlociu, ce faci? Ăla mijlocelul, ce-i faci? El, ci că să fie atent, ci că să nu taie el, să nu facă ca mine mizerii din aia, tăiat-o mai bine. Ci drept, a tăiat-o mai bine, frate. Nu mai comentat. Hai să vedem aici. Hai să vedem rezultatul final. Hai, odată, 20 și aici 18. Bravo. Diferență 2. Și aveam diferență de 1. Dar poate de ăsta, mă, ia eroare. Ce, mă, gata, s-a măsurat. Bă, arbitru a luat. Mai au marjă de asta, de eroare, ca orice electrocasnic din ăsta. 20 cu 18, diferență 2. 20. Iar cu 18. Bă, era și 17, mai rău era. Ai două puncte, frate, diferența, așa că îmi pare rău pentru tine. Prima rundă e luată de mine. Fii atent, alegi un alt produs din sacoșul de acolo și dă-mi drumul. Deci am ales sandwich-urile astea care sunt două. Sunt două înăuntru, da. Ai grijă când le desfaci să nu-mi dai mine. Zi pe bune, că eu știu că am mai cumpărat de mi-a fost rău. Da, lasă-mă mai îngros. Bă, aici vezi că am greșit eu când le-am cumpărat, că au forma asta așa, poate să te ajute, dar mai e și o chestie, poate să fie în interior ingredientele puse diferit, adică... Ai făcut așa cu ketchup și o leacă mai multă parte... Avea acolo poți să ai doi castraveți în stânga și să fii... Hai să vedem. Ce atent le tai, fraierul. Mă, să vedem, ce diferență are fraierul aici. Hai să vedem. Ești curios, este? Tare rău. Hai să vedem. O dată 60 și a doua oară 62. Stau deci ai diferență de 2 grame. Eu zic că e bine. E bine rău. Și cu două așa țin o să cred că e bine. Cam câștigător așa, adică trebuie să o dai exact tura. Și depinde și de aia. Produs. Dacă e produs mare așa cum a fost sandwich-ul, e greu să nimerești. Văd aici, sper la el aici să fi pus mai mult, nu știu, salam, ceva. Într-o parte acolo. Mai mult așa, într-un colț. Hai să te văd. Hai să vedem. Ia să vedem, tată. Sandwich-ul aici. Așa. Așa. Ia să te văd. Și să nu stăm la discuții, ba, cum ai dat direct așa tu? Da. Gata. Arată bine tăietura. Arată bine tăietura, uite, fin, așa, fresh, frumos, așa. Aia zic, aia zic. Ia să vedem o dată. 53, ai pierdut, ești pa. Ești pa. 54. Nu mai apăsa pe cântare, îți dau un cap cu camera. 54. Oh! Dar asta n-are nimic ca înăuntru, mă, eu timp, na. Exact ce vorbeam acum, uite la cât salam a pus aici și din asta. Hai, lață-ne. Uitați, da? Mai pune la să vadă lumea. 54, 42. 42, așa era, da.
Ca prima dată. Diferență. Da, n-ai nicio șansă, bine ești pa. Rău, ești pa, ești pa rău. Da? La câini. Băi, iar dacă toți sunt la masă, o să facem așa, că rămâne ultimul la masă. Da, ia celălalt. Tot aia e oricum. Da, e aceeași. O să fim amândoi cu aceeași produse. Am aici ăștia, frate. Gogoșare ăștia? Ardei ăștia sunt mult. Ardei ce or fi? Dacă nu, uite ăla ce aici. Pe care îl vrei tu și pe care să-mi îl lași mie. Pe ăsta-l vreau eu. Nu, ăsta-l vreau eu, ăsta. Ăsta, da, ăsta. Nu, ăsta, ăsta, ăsta. Dă-l încoa. Nu, mă, ăsta e meu. Ăsta e meu. Spar de cap. Gata, bă, Dani, fii atent. Eu nu stau la discuții prea mult, mă, frate. Eu am văzut eu. Vezi, poate stai vreun deget pe aici și cântărești cu totul. Dar noi, mamă. Așa aici, vezi, la fel. Ăsta e mai plin înăuntru. Ha. Doamne ajută. Diferență cât mai mic să fie. Mamă, dar cântărești. 168. Costă 68. Ah, costă 176. 175, te rog frumos, te mai auzi odată. 176, da, ai dreptate. Deci nu te mai aud. Deci cât e 176? 168. 168, 10. 8, 8, 8, 8, cum? Două aici, 70, da, mă. Până la 6 încât. Am încercat și eu. Bine, am greșit, am încercat. E greu cu matematica la el, nu știu ce să vă zic. Hai, ți-i dăm drum. 8, da? Tai cu codița, cu tare. Și-a luat el punct de reper acolo, dar el nu știe că miezul înăuntru poate să fie crescut mai mult într-o parte. Nu tași deloc. Zici că ești nebun. Păi nu? O, te uite ăla cât e de mare. Bă, ai pierdut, ai pierdut. Hai să vedem, hai să vedem. Hai. A aruncat din ăla ca să pierde. 164. Costă 54. Fix 10 și eu am 8. Stai mă așa. Deci așa o vine. Costă 64, costă 54. Deci diferența iar tot de doi între noi. Te-am spart. Avem astea două, da? Următorul produs ales de tine, da? Păinicile vesele. Mamă, are miros din ala, exact laptele și cornul. Da? Păi probabil au ceva în interior, habar n-am, doar fie ele sigilate așa, nu-mi dau seama. Hai, sensei, ce-i faci? Bă, dar lasă-mă mă leacă, mă. Bă, deloc nu mă lasă. Ce capas. Ia mă să vedem, face frăr ceva sau nu? Se par lui egale acolo, ci că mama a rupt acum. 81, 82, cu 76. Stai așa, ia. Nu, ce? Nu-i bun cântat. Ce, le mai așezi odată, nu? Trebuie șters ăsta cât e aia. 82 cu 77. Bă, nu s-a stricat cântarul. De ce, mă? Ia stai, mă, nu, că ceva nu-i bine. Bă, m-a spart. Acum calculăm cum trebuie. 82 cu 77, gata, ce mai ai zis-o tu cu gura ta, ai diferență de 5 grame. Unde mă ia, mă? Bă, uite mă, uite, da se vede, mă. Uite, Danule! Băi, uite mă că se vede ce ai făcut aici, uite. Cine, mă? Așa ai tăiat cu cuțitul. Bă, am tăiat. Dar uite ce fel am rupt. 77, ești prost? Da, deci aveai diferență de 5 grame. Da. Hai, multișor, da, hai să vedem dacă reușesc ceva mai bun eu. Ia să vedem, domnul bucătar. Da, bă, exact, no? La cornuculatele. Gata. Da, mâine o tai tu așa. Băi, trebuie să ai și skill. Dar oricum e greșit. Ai tăiat o strâmb rău. O toleac. Asta are un kill și asta 10 grame, ca să știți. Deci aveam 5-o, da? Da, bă, tăi, da, diferență de 5. Și asta 2 kg jumate, asta de aici. 82. Ia mâine după masă. Așa. 70 cu 82. Să ai cu minte. Diferență de 2. Bă, ce ai, mă? Nu mai știi să te mai calculezi, nu? Cu 10. Nu mai știi. 12, băi, în cap, aș grava. Nu știu ce a fost în capul meu de-am tăiat. Cum să tai cu ciupire de la mine egal? Asta acolo, când la câine. Asta da, de la animale aici frumos. Trecem aici la punctul. Hai să te vedem. Fii atent. Dar cum scoți? Așa, 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 frumos. Se vede că n-ai mai mâncat niciodată. Fii atent. Am eu o prăjitură, tu o prăjitură, da? Dar de ce faci așa? Ia, fala pe cutic. Iată. Niciodată nu tai pasta. Deci nu mai trebuie pe cuțit din aia, cum îi spune. A tăiat-o bine. Îmi place cum arată. Bă, dar ce miroase așa? Tare rău așa. Fii atent. Fii atent, Balane, că te-am distrus la asta. 61. Și că aveai doi frați, trebuia să le dai egal. 61 cu 61. Cu 67. Diferență de 6. 6 diferență. Hai să vedem. Dacă știi e greu la asta, dar hai că vedem. Mamă, ce frumos, zici că dai probe la șef la cuțit de acum. Diferență de 6 aveam, da? 61 cu 67, țineți minte.
Dacă o tai mai încet, tot așa se taie, nu te... Nu vorbește, fraier, nu vedeți care moțul are iepurile cu tot când taie, nu zice nimica. Și acum? Trebuie să faci dezlipirea, ia, o dată. Bam. 66. Ia să vedem cât cântărește asta acum. Are fraier diferență de două, mâncava-și gura voastră. Să n-au ce a tăiat-o, fraier. Să n-au comentarii, da? Chiar a tăiat-o bine. Ha. Ți-ai ales aici produsul? Da, dar vreau să le zici și scorul. Scorul am stabilit acum, gen, ne-am adus un pic aminte, e 3-2, ca să ținem cont, da? Pate, să câte vede, un da? Pate de fiecare. Fii atent, o să încercăm să-l scoatem din cutie cu totul și după aia să vedem ce reușim să... Ce rezultat scoatem, gen. După lupte seculare a ieșit aici. Să fac, frate. Da, fiat cam greu la ăsta că e moale, e chiflăcit. Hai să vedem. Eu trebuia ținut la frigider înainte ceva, dar n-am avut timp, ne-am dus la magazin și am dat drumul la challenge. Hai să vedem dacă reușește să scoate el două jumătăți egale de aici. Bă, eu măcar m-am descurcat cu ăsta, ce o fi, o fi. Cântărești și eu ce am tăiat și ce zic? Ia să vedem o dată. Stai așa. Ce s-a întâmplat? Hai. Poate are 48, gata, zero, acum. Da? 48 are. Și mai vin o dată aici. Oh, mama mea, mama mea care mi-a dat viață, bă, mama. Cum mea. Așa ceva? Băi, bă, ești nebun? Băi, Danule. Mamă, 48. Dăm 100 de lei, că am făcut mișto, am făcut mișto, dă 100 de lei. Băi, și am vrut să zic la început că ar la fel să fie două puncte, dar nu mai contează. S-a terminat. 48. Luăm ăstea de aici, da? Luăm ăstea de aici. La spar, frer, pe pateu. Poți să le lași acolo că nu mă încurcă ca să le fac șoc. Nu, că după aia tu pui bucățile mele și după aia las. Nu, mă, nu las. Da, las, că fac eu acum. N-are nicio șansă, la ăsta vă zic sigur, sparg. Pe lângă, deci eu vă zic acum în timp ce el face asta, nu-l scoate întreg, ca să știți, îl face, îl chiflăcește tot. Direct cu tăișul a dat în tabla aia, a stricat cuțitul în cavaș gura voastră. L-a scoat mai binișor decât tine, chiar. Ha, ia să te văd acum. Ia. Bă, ba, da, n-am emoții, mă jur că am emoții. N-ai, mă, nu ai cum să mă bas la asta. Jură-te. Deja asta are mai mult, asta cântărește cel mai mult, 54, hai, mă, care, 46, 46, ești gata. Ești gata, mai pierdut. Cu 48, n-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă. Nici așa n-a mers. Cu 48, nu mai apăsa pe masă, nu mai fă din alea de-al tălit. Ia mâna, las, nu mai. N-ai cum, trebuia să dai fix, tu n-ai văzut ce fel am dat-o, ești nebun la cap, s-a terminat. Nu, a scos punctul forțe, dar cred că e punctul serie asta, dacă mă întreb. Care, mă, că eu mai de acum încep. Ce, să le fac. Mă, mai faci tu ăla? Acum încep eu să le fac, ești nebun? Bunule. Hai să vezi 4-2, acum. 4-2, mă. Da, 4-2, ești în urmă rău, tard de tot. Bă, un produs care mi-a plăcut și l-am vrut și data trecută, doar că n-am găsit așa mari. Uite aici. Ciupercile astea. Ciupercoase. Vezi că sunt produse grele care... Acum mi aleg eu, că data trecută ai ales tu. Hai eu bine. Aleg pasta. Bine. Ești perzător. Sunt produse grele, mă, frate, că au și codiții, au și alte chestii. Chiar așa. Da. Frumos, mi-a plăcut. Ui bine. Doamne aștept. 36 cu 52. Cu 39. 3 diferențe, da? 3, bine, bine. De 3. E bine. Hai să te văd pe tine. Hai că o dau în jumate. O dau direct. La mai greu. Băi, direct jumate, jumate. Lasă vrăjeala, hai să vedem. Te-ai lăudat atâta în continuu. Poți stai asta drept aici? Nu. Deci eu așa am făcut cist cu astea, de unde ai venit? Gata? Ia zi, după tine așa. Am câștigat. Ai câștigat-o? Da. Hai să vedem, iau o diferență de 3. 43 cu 38. 44 chiar cu 38. Da, bine, și chiar 43 dacă era. E diferență mare, nebunule. Stai liniștit că n-ai ce să-i faci. Și dacă le inversezi, e aceeași treabă. 38 cu 43. E diferență de 5. De 6, pardon. A? Nu, de 5. Da, 2 cu 3, 5. Diferență de 5. Ceea ce înseamnă că ai pierdut și este 4-3. Vezi că vin din spate, am dat drumul la motoare, ca să știi. Aleg prima dată, ți-a le las acolo. A, că le iau eu pe alea data viitoare. Să trecem direct în... Gogoșea. Gogoșea, da?
Mamă, iar e greu, vezi? Are gaura aia la mijloc, nu știi cum să o joci aici. Să vedem care scoate cea mai mică diferență. Ia. 26 cu 27. 27 cu 27. Stai cu minte, ești mort. Stai cu minte. Cam valoare de-aia mai mare. Da, frere, două, un cavaj gura voastră. Mama mea. Hai, trecem la următorul. Cu ce mai joci tu la ăsta? Păi și dacă îi dau și eu. Nu există. Cum ar fi să-i dau și eu? Nu există. Tu n-auzi că n-ai cum? Bă, dar ce? Uite la căncați. 27 cu 27. Da, trebuie să te duci la ăstea, mă, la... La ce? La nimic, că nu există niciun concurs de așa ceva. Ce frumos, ce talent. Aia era, și bătrâncios alea. Odată, mă, să mai respecta, mă, să mai respecta oamenii ăștia din vârstă, dar acum deloc, mă, văd. Golanii ăștia, cadanul. Trebuie să strâng după ăștia bătrâni. Știi cum e, ăștia n-am, se mișcă mai greu, să asta are emoții. Eu oricum când i-am dat așa fix, cum ar veni jumate jumate, el nu mai știe ce cu el. Păi oricum, e motiv tot. Zi, el nu mai știe. Zi tu mie unul care știe după aia. E presiune acum. Nu, nu. 26 cu 27. Stai. Nu. De ce? Nu. Cum, stai. Da, de ce l-ai luat de acolo? Că nu era corect. Oricum, a pierdut fraierul, vă zic eu. Dacă 27. Și asta are 26. Ha! Ha! Ia uite aici, ia. Te-am zis să nu zici hop, nu stai gardul, nebunule. 27 cu 27. Am talent, da, nu. Nebunule, zi tu cât te așteptai. Dar dați-mi două leacă camera la mine. Două leacă. Iete. Da, mă, bravo. Nu mai zic nimic. E ciudă de mare că am luat și eu punct la ăsta aici. Deci aici o dăm de remiză, ba, n-a luat nimeni punctul, rămâne 4-3 în continuare. Cum, sau de parca ce... ta nu se vede cum trebuie. Ce ai? Dă mâna, dă că. A... Ce-ai, mă? Oricum, e tot 27. A furat de aici, dintr-un colț, te-a furat, a mușcat din ea, fără aer. Dar tot 27 are. Te-am spart. Nu te așteptai. Nu. Niciodată. Nu vrei să nu zici hoprcea până nu s-ar gălă. Exact. Hai, gata, ca acui, cine răd? Eu trebuie să aleg produs. Dar zici că tu ai ales tura trecută. Hai, nu, lasă tu. Alegi. Că ți-au... Așa. Iau ghinionul cu mine, am vrut să zic. Ăsta îl dăm de o parte, da? Da, frate, trebuie să dai ăla jos. Încă am așa urme de... E ciudă, mă, la frer, nu? Da, pe bune. L-am văzut în spatele camerei când s-a făcut 27. Prima reacție, nu? Era așa ceva incredibil. Și aici e la fel de egal, Badale, ca să știi la mine. Atâta zic, fii atent. Deci odată 40 cu 40, cât faci? Zi-mi tu mie. Cât faci? 40 cu 40, Badale, vreau să văd. Dă cumva zero diferență. Nu știu, la începutul meu de afară să aplaude. Bravo! Ieșiți-mă de aici! Hai, mă, fraieri, treci tu acum. Să te văd pe tine la pupitru. Nu mai pune mâna pe masă, că nu sunt de bine. 40 cu 40. A băgat iarba în sân. Acum, fraier, a intrat ca pe terenul de fotbal. Ai brioșa acolo. S-o cojești de ambalajul ăla și găsești epicentru brioșii acum. Nu mai poate, fraier. Da, și mor, bă, dar nu... Fai, e transpirat tot, stați-vă alea că le-l. Așa, Benone. Ia să vedem ce a făcut el acum după tine așa, o părere la rece. Nu cred. Nu crezi, nu? Îmi place când ești sincer așa. 43. Hai să vedem. Ce mic e asta. Momentul adevărului. 42 cu 38, n-ai nicio șansă, diferență de 4 te-am spart. Da, să vedea la ochiul liber, uite rac. Da. Uite ce cocoșată e asta aici, da. Ochi de mare. Da. Exact cum am tăiat eu pâinea mai devreme. Da, că era ele mai forme. Deformat, așa, da. A crescut așa, în șuită, cum ar veni. Chiar da. 4-4, mă, nu? 4-4? Era 4-3, fără da. Punctul ăla, știi? Da. Dar ăla nu 4-3. S-a pus, că l-am luat amândoi. 4 egală, tocmai citeam egală, ți-am zis că dau drumul la motoare. Una cântărește mai mult, îți dau o bucăți de Kaiser din ăsta, ce-or fi, dar ți alegi tu și tot aia, diferența cea mai mică câștigă. Asta lui Dani. Aia e a mea, că e mai mare, bineînțeles, fraierul, dar nu știu eu cu cine stau aici. Ți-ai, mă, bucătarul, uite-l, mă, i-a dat cu palma. Ce șuișă asta, mă. Păi asta-i, fii atent că eu așa m-am gândit. Așa a tăiat. Eu m-am gândit la chestia asta să aleg și produse care sunt mai greu de făcut, că așa dacă alegeam două ciocolăți, îți dai seama, le dai la mijloc și aeră. Dar așa e mai greu, că trebuie să te uiți tu exact. Asta este. Asta am putut să fac, atâta fac.
Ia zi, frate, 136 cu 124. Mamă, ai diferență de 6 cu 6. 12. Diferență de 12. Dar e greu, mă, la ăsta e greu. E greu că și el e greu, nu știi. Bă, dar nu știi pe ăla după TikTok, ți-a apărut vreodată. Păi eu de acolo am luat un abator din ăsta. Și taie exact, în comentarii, nu? Da, și face, iată. Da? Păi da, a, nu, nu de la ăla, l-am văzut și pe ăla. Bă, pe cântar, bă, dar exact, dar zice lumea, fii atent cu virgulă, 16,6. Da. Bă, nu pot să cred, da, nici eu nu știu. Dar n-are cum să fac. Păi o pune live atunci, pe cântar. Doar să nu fie cântarul conectat la vreun calculator, să-i dea ce din aia vrea el. Vezi că e creier, vezi că e creier. A, nu e greu oricum, hai să te bun, hai, diferență de 12, da? Da. Sunt curios la asta să văd dacă... Dacă îi dau eu mai bine? Dacă, da, dacă e mai ușor pentru tine, dacă găsești vreo șmecherii ceva. Mi se pare greu. Cel puțin a mea era, așa era, te atâșui, așa era. Am că e mai dreapt, nu poți să-mi spui tu mie. Dar cine a ales-o, eu? Da, nu, într-adevăr. Da, dar vezi că aici ai mai multe ieșit afară, vezi? Vezi că e mai grea. Dar el i-a dat direct, nu, ai nu, nu mai sta la discuții. Nu. Diferență 12, tu, da? Diferență 12, da. Costă 53, costă 53. 140. Am câștigat. Diferență 1. 13. Cu 1. Tu ai 13, eu am 12. Cu da, un procentaj. Nici nu mă așteptam la asta, frate. Nu mă așteptam niciodată. 5-4 la scor. Era 4 egal. Dar asta era normal să cântărească, mă, cu uite-o leacă pe partea asta. Păi ciboșoacă da, din asta, da. Aie, nu mă așteptam. Aici a fost dios cu mine. Cine trebuie să aleg acum? Eu sau tu, că nu mai știu care a fost ultimul. Tu, că am ales eu la de Kaiser. Să aleg, da? Le aleg pe ăsta mai urât. Hai. Ia, ce fiu vreau să-l stai. Dacă te-ai după mine, ești descalificat. Că oricum așa o să facă fraier. Da, așa scapă în mână. Să-mi zici tu mie că nu-i tactică bună ce am făcut. La treia bine, dar eu nu fac ca el numai din ambiții. Da. Ca să-i demonstrez. Chiar așa vreau să și faci, să nu faci ca mine. Stai să vedem. Ia să vedem. 67 cu 6. Dar ăsta ce-i pe 3? Ăsta, hai mă, vezi, bravo, bă. Vezi ce calmea sunt? Da. Și dai și tu 10 lei. Ia, te-a dat eroare. Hai, gata, da, s-a încheiat. I-am dat resetare de fabrică. Apăsați voi buton de like, ne vedem la următorul vlog. Uite, i-am dat resetare de fabrică și merge acum. 65 cu 63, ba, da, vreau să te anunț. Cu 67. 67. 68, da? Așa, da. Nu. 65 cu 68, da. Diferență 3, da? 3, da. E bine rău, mi se pare greu. Și mie mi se pare greu. Și fii atent că am ales morcovul mai dificil de tăiat. Da, ai zis că nu faci ca mine, atâta vreau să văd cum faci tu acum. Tăi de acord, mezi și pierdut și cât are ăla? Stare 6 grame, stare 29. Dat mai încolo. Niciodată, badane. Ești conștient tu de acum, uite-te la mine și zi. Sunt pierdător. Eu sunt 6 de grame. Ia. Ce n-ai, bă, stare 80 și stare 30. Da, a făcut-o prostă numai din ambiții. Ce-a făcut pe fraia? Ia-te-o. Ce, mă? 49,84, vezi ce multe. E diferență de 40. Da, nu înțelegeam. E diferență de 40. Am vrut să-l tai pe un ca tine, dar zic, taș, că tai eu în stilul meu și dau exact și demonstrez la fraier că nu m-am luat tot și am și câștigat. Cât e scorul? 5 egal. 5 egal. Ultima 5 egal? Da, 5 egal. Ce te uiți așa? 5 egal. Aveam impresia că aveam un punct în față. Cum, ăștia îi tăiem noi? Da, frate. Ia, e dificil și aici, vezi? Vă ceva. De ce, mă, frate? 21. Fără. Păi ăsta când dau așa să sfărâmă tot. Păi e greu de făcut, frate. E un produs greu. Ce vrei, ușor? Ți-am tot dat ușor până acum. Hai, hai. Știți da, când mâine îl tai. Mâine îl tai așa aici. Am îmbătrânit aici, badane. Da. N-ai voie să faci ca mine. Nici nu făceam ca tine. Hai să vedem. 10 cu 11. Hai să te văd eu la ăsta. Mamă, te văd eu la ăsta acum. Eu îl dau în egal. Deci dacă nu l-ai dat egal, jumate cu jumate, da. Am plecat, am câștigat. Hai să te văd. Nici nu zic o vorbă. Că ne-a apucat noaptea aici afară. Nici nu stau ca tine, da. Păi da, normal, dacă tai așa. Păi ce vrei, frate, am dat rezultat ca lumea. Graba strică treaba. Niciodată în viață nu-ți câștigi așa. Deci să-ți fărâmă tot să faci flash cu tot. Pa. Deci gata, la făcut egal, ia. Bine, mi-a rămas ciocolată pe ăsta. 10, dacă are 10, 9, așa e. Stai, mă, prostie, că o parte. Băi, nu mai fa așa. 9, ce, mă? 9, 9. Și ăsta are tot 9. Niciodată, la sigur are mai mult, că-i tăia și șuie așa, nu-i tăia drept.
12, pa. Hai, lasă-ne. Hai, lasă-ne, Daune. Du-te și lasă-ne. Du-te, du-te, du-te și lasă-ne. Asta înseamnă? 6-5 pentru mine. Am câștigat fraierul concursul în cavalul gura basta. S-a întors Dumnezeu înapoi, cu fața spre mine. L-am spart, l-am, oricum am venit din urmă, l-am văzut. Da, se vedea mai frumos dacă, dacă nu făceai și tu alea egale. Adică da, lasă, era mai rușinos așa, dar așa, 6-5. Deci, bă, eu vă rog eu așa din spatele camerei să mai dați un like acolo, că mie chiar îmi place, vreau să mai facem, să mai facem măcar încă un episod, vă rog eu. Rugămintea mea este să-mi spuneți în comentarii produse grele, mai dificile, cum a fost morcovul, da, da, mai nu, deformat, cum a fost. Nu spuneți frișcă și din astea, că n-ai ce să tai, ce să faci cu ele. Exact, nu, chestii care pot fi secționate în două și poate să fie cântărite. Să rămână și ele întregi acolo cât de cât. Avem aici câștigător în spatele camerei, nu vi-l mai arăt că l-ați văzut pe. N-are rost, că n-aș, știți cum e, apar mereu câștigător, se vede urât, așa? Așa, apăsați pe butonul de like, cum a spus și Bogdan, puneți videoclipul la story pentru că ajută foarte, foarte mult. Știți cum e, YouTube-ul câteodată nu trimite notificări, nu zic că ar fi cazul acum, dar. Bă, frate, mie câteodată, fii atent, mi se întâmplă repede acum pe final. Așa? Pun clipul. Și îmi dă oamenii mesaj pe 10 minute și că ai postat, zic, bă, intră pe canal. Și îmi dă oamenii poză și clip de acum 3 zile, ăsta care l-am postat acum n-apare. Nu înțeleg care e șmecheria. Videoclipul la story ne ajută foarte mult pe noi pentru că muncim și așa mai departe. Da. Să vadă lumea, dacă tot am muncit, măcar să-l vadă cineva. Pentru noi, exact, pentru munca pe care o facem. E păcat. Ne auzim la următorul videoclip, vă salutăm. Pa, pa, băi.